Roșii-albaștri au fost eliminați din turul 2 al Cupei României de Progresul Spartak cu scorul de 2-1, suferind astfel prima înfrângere după 23 de partide oficiale. Golgheterul echipei, Remus Chipirliu, a restabilit egalitatea pe tabelă, dar golul său nu a fost îndeajuns pentru ca Steaua să întoarcă rezultatul meciului. Gazdele au înscris în ultimul minut al partidei după ce mingea a fost deviată de Mihăescu înainte de a intra în poarta debutantului Enache. În o echipă de Liga a 3-a care își dorește cu jucători tineri să se afirme, să treacă mai departe, mă așteptam la un asemenea meci. Eu am mai jucat și eu fotbal, știu, am întâlnit și eu când am jucat la Liga 1, am avut probleme și cu echipe de Liga 3-a. Cine nu zice, te duci la Progresul și e foarte ușor. Spun, nici pentru echipă de Liga 1 nu e ușor aici, cu un teren sintetic, iar dacă e mai greu să te și motivezi câteodată. Nu înțeleg pe băieții mei de ce n-au fost motivați și de ce n-au încercat, pentru că am încercat să folosesc două echipe, să dau la unii să joace meciuri în cupă, să aibă toți meciuri. Da, asta a fost, pentru că până minutul 60, când am făcut schimbările, am fost fără atitudine, fără nimic, nu ne-am dorit, am mers pe teren. Pe ultimele 30 de minute în afara golului, nu sunt supărat, că au avut atitudine, au mai avut câteva ocazii, pentru că am avut și ghidion la șutul lui Chipirliu. Au fost câteva situații, dar pe ce s-a întâmplat în primele 60 de minute când am încercat să dau șansă la toată lumea, asta e, fiecare cum își așterne, așa doarme. E vina mea, până la urmă, pentru că eu am făcut echipa, dar avem un meci greu duminică, am gândit să odihnesc din jucători, nu mi-a ieșit nici să odihnesc pentru că am băgat dintre cei care au jucat mai multe meciuri până acum și am și pierdut jocul. Dar n-ai simțit că și ei v-au ca obiectiv cupa, că vorbeam după meciul trecut. Cine? Și spuneai jucătorii. Spuneai că este un obiectiv să mergeți cât mai departe, că e o competiție importantă. Da, să mergem cât mai departe. Eu n-am vrut lucrul acesta. Ei poate s-au liniștit că mergeați bine în campionat. Sunt mulți care n-au jucat în campionat și trebuia să-și dorească mai mult, să joace aici și să aibă meciuri în continuare. Și miercurea cealaltă puteam să avem un meci în cupă acasă cu Concordia Chiajna. Le-am și spus să câștige și vor juca și în meciul următor. Încerc să joace cât mai mult și cei care nu prim minute în campionat. Dar probabil că atât de mult și-au dorit să joace. Le place poate doar să se antreneze. Un pic ghinionist Enache e acolo la acea fază, Daniel? Și la acea minge deviată? Ghinionist, ce să-i fac? A fost minge deviată, sunt mulțumit. Copilul n-a făcut niciun antrenament, a venit aseară, a ajuns, astăzi a intrat direct la joc, pentru că nu mai contează ce s-a întâmplat. Pentru că n-am avut juniori să bag. 2003 am aflat aseară. Făcusem altă echipă, că nu trebuie să jucăm după regula echipei de Liga 3-a, care s-a schimbat de curând și n-am aflat-o decât aseară și a trebuit să aduc acest portar, să-l băgăm astăzi să joace. Era Horia Iancu titular, dar astăzi a trebuit să schimb, aveam juniori de 2003 accidentați. Cei care au intrat nu m-au mulțumit și asta e, când trebuie să... Nu vreau să mai comentez, asta e, trebuie să băgăm 2003, 2010 cum se cere. Dar nu asta e problema. Problema e de atitudinea pe care am avut-o, nu asta ne-a făcut să pierdem joc. Anul trecut s-a întâmplat la fel cu cei de la Popești, Leordeni. Nu te-ai gândit la un moment dat, deși voiai să dai minute tuturor, să joci cu rezervele oarecum în campionat unde nu putem promova și să joci în cupă cu titularii, unde poate fi un obiectiv? Știi, campionat, așa cum e el. Că putem sau nu putem. Eu tot sper că putem. De ce să nu putem? Nu se știe niciodată. Eu vreau să fiu acolo din punct de vedere sportiv și vedem la final ce se întâmplă. Nu? Și am zis că mă interesează și cupa. Mai ales că jucam cu o echipă de Liga 3-a, sunt jucători de Liga 2-a. Ce, nu poți să joace cu o echipă de Liga 3-a? Nu a fost de valoare aici, a fost de atitudine. A fost problema de atitudine. Că cei de la Progres și-au dorit mai mult, dar le-am și spus că ne dorim cupa la un vestiar, că e un meci foarte important. Asta e, ce să fac. Pierd și eu câte un meci. Pentru echipa noastră urmează meciul din etapa a 4-a a Ligii a 2-a, în deplasare la Unirea Slobozia, care va avea loc duminică de la ora 16:30. Dezamăgirea este foarte mare, fiindcă aveam ca obiectiv să accedem cât mai sus, să jucăm cu echipe din primele ligi. Din păcate, am avut parte de un eșec foarte dureros, pot spune astăzi. Nu doar misterul este supărat, toți jucătorii suntem supărați după acest eșec. După cum v-am spus, ne doream foarte mult să accedem cât mai sus în această competiție, să ajungem să jucăm și cu echipe din prima ligă. Păreați că v-ați revenit, Remus, după ce ai egalat acolo la 1-1. Păreați că voi controlați jocul.
sincer, așa am simțit și eu din teren, că după ce am egalat, am jucat mai bine ca ei, însă în fotbal ai nevoie și de șansă și, după cum știți, Cupa României este o competiție care se întâmplă lucruri la care nu te aștepți.